7 familii au fost evacuate dintr-un bloc de locuințe sociale din orașul Rovinari. Autoritățile locale spun că au recurs la această măsură în baza unei hotărâri judecătorești după ce locatarii nu și-au plătit facturile la utilități și chirie. Datoriile se ridică la 5.000 de lei de familie, acestea neplătindu-și nici chiria modică de doar 20 de lei pe lună, stabilită de primăria Rovinari. Sperăm să găsim o soluție, nu știu când. Din păcate și dânsii trebuie să înțeleagă că sunt anumite tipuri de utilități care trebuiesc plătite. Până acum, eu cel puțin, n-am întâlnit niciunul dintre dânsii să vină și să ne ceară un loc de muncă, să vină să ne ceară să muncească pentru a-și crea veniturile necesare plăti. Vor doar subvenții, vor doar ajutoare. Ce pot să vă spun e că aproape toți, sau toți copiii dânșilor beneficiază de masă la cantină, deci nu i-am lăsat pe drumuri, dar trebuie să înțeleagă și dânsii că trebuie să-și găsească o sursă de venit care să le poată, să-i poată ajuta să-și plătească facturile. Dar ei unde sunt acum? Unde stau? Nu știu exact, și-au găsit fiecare soluții, și-au găsit soluții că nu stau în niciun caz afară, nu sunt așa, până vom reuși și noi să găsim împreună, să găsim modalități prin care dânsii să-și poată plăti aceste utilități. Situația chiriașilor din blocul social rămâne incertă, având în vedere că au fost evacuați în baza unei hotărâri judecătorești, astfel că vor trebui să-și achite datoriile acumulate sau să-și caute un alt acoperiș deasupra capului.